localitate din județul Argeș în carantină totală. Este vorba de Godeni, aproape de Câmpul Lung, unde într-o singură zi 12 persoane care participaseră la o mormântare au fost confirmate pozitiv la testul pentru coronavirus. În prezent, mai multe teste prelevate de la alte persoane sunt în curs de verificare. Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a mers în această dimineață în zona de nord a județului, unde s-a decis suplimentarea forțelor de ordine. Am realizat o anchetă epidemiologică rapidă și foarte consistentă. I-am identificat în mare parte, i-am izolat la domiciliu, dar având în vedere că numai în două zile numărul de cazuri pozitive s-a dublat și jumătate din acestea erau din zona Câmpul Lung, am considerat că nu putem să stăm fără să luăm măsurile necesare și de altfel practic am închis localitatea în sensul concret în care am delegat echipaje de poliție și jandarmerie la toate intrările din localitatea Godeni, astfel încât nimeni nu iese, nimeni nu intră. Potrivit prefectului, a fost luată decizia suplimentării forțelor de ordine din cauza că autoritățile locale nu se implică așa cum ar trebui, rezultatul fiind nerespectarea măsurilor de prevenire a extinderii coronavirusului prevăzute în ordonanțele militare. Totodată, reprezentantul guvernului în teritoriu le-a cerut autorităților locale să-i facă pe localnici să înțeleagă faptul că trebuie să stea acasă, izolați, pentru a evita infectarea lor și a celorlalți. O problemă importantă este însă și faptul că județul Argeș nu are capacitate proprie de testare pentru coronavirus, iar întârzierile în operarea testelor vor duce la o supraaglomerare a spitalelor.